Sport, sănătate, relaxare și distracție, toate acestea au făcut parte din starea de spirit a celor care s-au aliniat la începutul celor două ediții a Crossului Severinului. Sportivi de performanță, copii, tineri sau vârstnici au venit la competiție pentru a avea parte de o zi specială. 5, 4, 3, 2, 1, start! Ușor, ușor, ușor! Vremea a ținut de această dată cu toți cei care iubesc sportul. Cei prezenți s-au putut bucura de o dimineață antrenantă și revigorantă în aer liber. Cea de-a doua ediție a Crossului Severinului s-a bucurat de un adevărat succes, atât printre cei mici cât și printre cei mari. Primarul Marius Creciu, un om cu adevărat devotat și implicat în viața cetățenilor, a dat dovadă că o să susțină întotdeauna dezvoltarea unei vieți sociale de calitate și construirea unui spirit comunitar și competitiv în același timp. Acum suntem la punctul frumos, acela de premiere, o zi superbă, foarte mulți severineni și care au concurat și de pe margine. Un eveniment reușit, sportul atrage în continuare oamenii și eu mă bucur că putem să fim astăzi aici și putem să le oferim severinenilor o zi de distracție, o zi de sport, cu mic, cu mare, dacă ați văzut și dumneavoastră, de la copii în cărucior până la oameni peste vârsta de 70 de ani. Cu totul astăzi a fost o bucurie. Poate pe viitor o cursă mai lungă? Ne gândim să facem diferențiat, dar cred că va trebui să o facem undeva în mai, iunie, la începutul verii, să nu ne mai încurce vremea. Chiar astăzi vorbeam cu echipa mea de organizare, ne gândim la curse mai lungi, pe categorii de vârstă. Este al doilea an în care organizăm Crossul, de fapt l-am organizat 2019, dar pandemia ni l-a întrerupt, căpătăm și noi experiență și cu siguranță edițiile următoare vor fi mult mai atractive. Pregătim, ne gândim și la o tombolă, ne gândim la multe lucruri care să atragă și să bucure oamenii în același timp. La eveniment a fost prezentă și atleta Ancuța Bobocel, ce ne-a făcut mândri de-a lungul timpului că suntem severineni. A reprezentat România la Jocurile Olimpice de Vară din 2008, 2012 și 2016 și a participat de 3 ori la campionatele mondiale de atletism. De asemenea, ea a câștigat titlul de senior la campionatele mondiale universitare de cross din 2012 și a condus de asemenea România pe locul 2 în clasamentul pe echipe. Felicitări! Cum a fost? Mulțumesc! Mulțumesc tare mult! E o cursă dragă sufletului meu pentru că se ține acasă la noi și mă bucur să pot să particip și în orașul meu, nu doar pe plan internațional. Felicitări primăriei, domnului primar, pentru această inițiativă pe care a făcut-o așa ca și o tradiție în orașul nostru să se țină an de an. Mă bucur că au venit atâția participanți într-un număr impresionant. Mă bucur și felicit părinții că își aduc copiii de toate vârstele la sport, la mișcare. Până la urmă, atletismul este, a fost și va rămâne sportul numărul 1 pentru omenire, dacă vreți, și este sportul cu care fiecare dintre noi ne-am conectat pentru a fi buni pe mai departe în activitățile pe care le facem zilnice. Ce mai face Ancuța Bobocel? Ancuța Bobocel este în perioada de tranziție de la trecerea de sportiv de performanță către antrenor. Aștept cu drag răspunsul clubului Dinamo București, unde sunt legitimată de 15 ani de zile. Aștept să văd dacă o să fac trecerea ca și antrenor în cadrul clubului. Îmi doresc să fac o selecție frumoasă de copii din orașul nostru pe care să-i îndrum spre sportul de performanță. Prezența severinenilor într-un număr atât de mare a demonstrat că orașul simte nevoia de astfel de evenimente sportive și culturale. Este pentru prima dată când particip? Nu. Este pentru a doua oară și mă bucur că am reușit să iau locul 2. Mi s-a părut această competiție? Foarte frumoasă, utilă. Părere aveți că se organizează aici, într-o Beta Turnul Severin, astfel de evenimente sportive? O părere foarte bună. Ar trebui mai des să se întâmple lucrul acesta. Am văzut totodată și foarte mulți tineri care au participat. Păi se tot încurajează sportul și prin școli și peste tot, prin media și e foarte bine. De prima oară când participați? Nu, e a doua ediție, e a doua oară particip. Deci, practic,
să înțeleg, de la noastră veți participa în fiecare an. Așa, deși timpul nu stă pe loc. Îmbătrânesc și nu știu cât o să mai pot. Este un lucru admirabil, zic eu, că și la vârsta aceasta veniți la mișcare. Da. Îmi place, abia l-am așteptat. E bine că s-a reluat organizarea. Vremea nu a fost prielnică, dar în acest weekend vedem că s-a realizat. A ținut cu noi vremea. Un eveniment frumos. Îi mulțumim domnului primar. Vedem că ați participat la cross. Cum vi s-a părut? Da, foarte greu. Este pentru prima dată când participați? A doua oară. Dar trecut a fost mai bine, da. Era cu 3 ani mai tânără. V-ați pregătit, să zic eu așa, înainte? Nu. Nu. Dar de obicei fac mișcare. Asta. Deci aveți un stil de viață sănătos. Da, așa este. De asemenea, nu doar severinenii au fost prezenți, ci și vecinii noștri sârbi. Bună ziua, mă numesc Firulovici Denis, vin din orașul Cladov vis-a-vis de turnul Severin. Asta e a doua ediție, am fost la prima și tot am câștigat. Sunt mulțumit, o să mă veni și data viitoare. Pentru confirmarea rezultatelor. Și îmi place Severinul. 40. Particip de la competiții. Băieți mai ales cu 14 ani. Sunt particip pentru CSM Craiova și sunt și vice-campionul României cu echipa cu Craiova. A, tu ești... Am dublă cetățenie. Și ești la un club... Numerele de concurs. CSM Craiova sunt. România. 34, 256, da, 146, probele 10.000, 6 maraton și chiar săptămâna viitoare am maratonul București. Cum ai auzit să veniți aici la prin intermediul media. Crossul Severinului a atras oameni de toate vârstele, astfel că am întâlnit participanți foarte micuți, dar și seniori ce doresc să-și păstreze un stil de viață sănătos. Crossul Severinului a atras oameni de toate vârstele, astfel că am întâlnit participanți foarte micuți, dar și seniori ce doresc să-și păstreze un stil de viață sănătos. A fost o acțiune care, părerea mea, a ridicat prestigiul municipiului. Îl va ridica în continuare, iar eu, Her Coronel Victor Șerban, o să mă străduiesc să fiu la toate viitoarele ediții cât voi putea. Deocamdată am o condiție fizică bună, pentru că e o maximă celebră care spune că minte sănătoasă, în corp sănătos, altfel nu se poate merge înainte. Trăiască mediințul meu drag! Mă bucur că aveți un asemenea titlu extraordinar, aș putea spune. Prin aceste evenimente se dorește promovarea unui stil de viață sănătos, bazat pe mișcare și activități sportive de calitate, cu impact pozitiv asupra mediului. Colentăi și campion, Păsat Cristian! Felicitări!